Mai multe blocuri din capitală în care locuiesc mii de oameni ar putea fi demolate. Este vorba despre construcțiile din Parcul Tineretului, ridicate în 2017, exact pe spațiul verde. Instanța a anulat planul urbanistic zonal Parcul Tineretului și asta înseamnă că toate autorizațiile de construcție emise până acum devin nule. Asociațiile care monitorizează construcțiile din capitală spun că în ultimii 30 de ani în București au fost ridicate ilegal zeci de mii de clădiri, câteva dintre ele în Parcul Tineretului. Două asociații au contestat puzul de acolo și au câștigat. Asta înseamnă că blocurile respective sunt ilegale și dacă nu se contestă prima sentință, trebuie dărâmate. Pe de altă parte, decizia salvează zeci de hectare de spațiu verde. S-au făcut mai multe falsuri în înscrisuri în ceea ce privește puzul Parcul Tineretului, pentru că în octombrie 2005 au aprobat o versiune de plan în care aceste zone verzi treceau în zone construibile cu parter, două etaje și mansardă. Iar nemulțumiți deținătorii, grupurile de interese de acest regim de înălțime mic, au adoptat o altă planșă, o altă variantă de pus Parcul Tineretului, fără niciun fel de avize. Mulți locatari habar nu au despre situația în care se află. Unii au înțeles că reședința lor este protejată de faptul că blocurile s-au construit înainte ca puzul să fie anulat. Oamenii au fost de bună credință și au cumpărat apartamentele înainte să apară presă că acest puz a fost atacat în instanță. Deci a fost, din ce înțelegem noi, este o autorizație de construcție care a fost validă. Zona aceasta niciodată nu a fost parc. Pentru ansamblurile începute sau terminate am putea să cerem aducerea terenului la starea anterioară. Primarul general spune că decizia luată de tribunal este o victorie pentru București. Curtea de apel nu ar trebui să răstoarne prima sentință, spune Nicu Șordan. Dacă Curtea de apel confirmă, ceea ce eu mă aștept, pentru că sunt nelegalități evidente, cum nelegalități evidente sunt la multe din puzurile anilor 2000, atunci acest document nu mai are valoare juridică și nici autorizațiile care au fost emise în baza lor nu mai au un temei. Și acum depinde de la caz la caz dacă cineva solicită desființarea sau nu solicită. Pentru cele 5 blocuri sau 6-7 câte sunt acolo, nu a făcut nimeni o cerere de anulare a autorizației și implicit de demolare și atunci, atâta timp cât nu se face cererea asta, ele rămân în picioare. Din păcate, există foarte multe alte clădiri în București care se află în aceeași situație. Primarul capitalei spune că acesta este rezultatul a zeci de ani de dezvoltare haotică.